Cred că o să votez totuși pentru zăpadă. Rămân la zăpadă. Cristi Dascălu este unul dintre tinerii apreciați în străinătate, cu internship-uri la Google și Facebook. Pentru el, românii sunt descurcăreți, dar nu sunt suficienți de implicați și nu au deloc o gândire critică. Mergi la vot? Da, merg la vot. De ce mergi la vot? Mi se pare că e un instrument, în primul rând e un drept al meu să merg la vot și e un drept pe care trebuie să-l pun în aplicare dacă îmi doresc să îmi urmăresc opiniile în spațiu public. Dacă îmi doresc să... Eu spun anumite lucruri despre mine. Spun că vreau să aduc o îmbunătățire în România și atunci eu trebuie să mă folosesc toate instrumentele astfel încât eu să pot să-mi exercit opinia asta și să am un impact în jurul meu. Și votul este instrumentul care îmi poate da mie ocazia să exprim opinia asta pentru putere, pentru cine mă conduce, pentru cine mă reprezintă. De ce crezi atunci că absenteismul e așa de mare pe categoria de vârstă 18, 23, 25 de ani chiar? Nu știu de ce generația mea nu iese la vot. Explicația pe care o găsesc e dată de faptul că lumea s-a săturat de conceptul de politică și pe bună dreptate există multe scandaluri în ultima vreme în scena asta și sunt foarte multe surse de informație și nu mai știi care și ce spune și confuzia asta îi îndepărtează pe oameni și atunci mulți oameni din generația mea se retrag în cercurile lor, se retrag în platformele pe care le urmăresc poate și nu mai sunt conectați neapărat cu ceea ce se întâmplă în anumite straturi ale societății. Și de aici probabil apare o lipsă de interes, din neinformare, poate din lipsă de educație, din punctul ăsta de vedere. Cum crezi că ar putea ajunge mesajul ăsta civic mai bine la generația? Da, asta e o întrebare cheie. E o întrebare cheie și mesajul ăsta trebuie să ajungă în fața oamenilor din generația asta pe platformele sau în mediile pe care oamenii ăștia le urmăresc. Eu nu mă uit la televizor, spre exemplu, nu destul de rar citesc presa scrisă, petrec foarte mult timp spre YouTube. Ca atare sunt și întâmplarea face că sunt și creator de conținut și mi se pare că mediul ăsta online, mediul platformei pe cum YouTube poate să aibă un rol decisiv în a duce mai departe mesajul de genul pentru generația pe care și eu o reprezint. Deci reprezentarea, direcționarea mediului politic și chiar al presei tradiționale spre e slabă, o apreciez ca fiind slabă. Cu siguranță e loc de mai bine, cu siguranță e loc de mult mai bine. Ce ar trebui să facă un politician? Eu dacă aș fi politician, mi-aș face un canal de YouTube. Mi-aș face un canal de YouTube și aș explica acolo ceea ce fac. Aș explica acolo ceea ce fac și aș spune, uite, am avut problema asta, am fost acolo, am făcut lucrul respectiv. Nu e ușor să faci lucrul ăsta, e foarte multă muncă, pentru că știu ce înseamnă să ai un canal de YouTube și e un mediu greu de păcălit și e greu să câștigi respectul oamenilor pe YouTube. Dar oamenii cu adevărat veritabil, cu siguranță vor avea succes acolo. În România au avut loc numeroase proteste în ultima perioadă. Dacă nu te uiți la televizor și nici nu prea citești presa, cum înțelegi despre ce e vorba? Vorbesc de cele mai multe ori cu prietenii. Am câțiva prieteni care știu că urmăresc tot ce se întâmplă și îi respect cumva pentru modul în care filtrează informația și atunci informația o preiau și de la ei și în funcție de cât de mult mă afectează informația respectivă încerc și eu să o verific mai apoi din diverse surse. Ai ieșit la vreun protest? Am fost la câteva proteste, nu în ultima vreme. De ce ai ieșit la protest? Nu am simțit că nu e... că sunt lucruri foarte grave care nu mi-ar... am simțit că se fac niște schimbări care m-ar putea afecta pe mine foarte grav, mi-ar putea afecta viitorul în România într-un mod foarte grav. Ce ți-ar plăcea să se schimbe România în perioada imediat următoare? Ce vrea să vezi în plus? Dacă ar fi o schimbare pe care mi-ar plăcea tare mult să văd, ar fi în educație. Mi se pare că aici e o bubă foarte mare
Mi se pare că sistemul de educație nu e deloc bine pus la punct și văd asta prin mesajele pe care eu le primesc pe YouTube. Eu, având profilul ăsta de programator și am făcut multe videouri în care oferam sfaturi legate de programare. Și mulți oameni mi-au mulțumit pentru faptul că ei nu au ocazia să primească sfaturile astea la școală și le-au găsit la mine pe YouTube. Și mi se pare că școlile ar trebui să ofere sfaturile astea cumva sau să le aducă în fața lor. La fel, am făcut un video despre istoria României. Foarte multe comentarii de la oameni care mi-au spus că au învățat în 10 minute din video-ul meu cât au învățat în 8 ani de istorie la școală. Și aici mi se pare că e o discrepanță majoră între ceea ce se poate face și ceea ce este. Ce calități îți plac la poporul român? Îmi place ospitalitatea oamenilor. E un lucru bun și faptul că sunt descurcăreți. În același timp nu suntem obișnuiți cu a avea lucruri și poate apreciem atunci când primim anumite lucruri, le apreciem mai mult decât alți oameni care poate s-au născut și sunt înconjurați de ele și nu le mai apreciază la fel de mult. Și asta poate fi un avantaj pentru noi. Și ce nu-ți place? Nu-mi place lipsa de implicare. Mi se pare că putem să ne implicăm mai mult și mi se pare că putem avea o gândire mult mai critică. Din nou, mi se pare că nu întrebăm de ce. De ce se întâmplă treaba aia? De ce? De ce? De ce? N-avem întrebarea asta în dicționarul nostru.